Maria Grapini, europarlamentar al Partidului Puterii Umaniste, membru în grupul social-democrat din Parlamentul European. Recent am avut o întâlnire, dezbatere, adică chiar săptămâna trecută, în Parlamentul European, în Comisia Transport Turism, o discuție la care a participat și doamna comisar pe transport, doamna Adina Vălean. Tema discuției era cum să îmbunătățim conectivitatea în Uniunea Europeană, ce facem cu transportul, cu rețeaua TNT, ce facem cu transportul rutier, maritim, fluvial, toate au fost luate în calcul, dar ne-am oprit asupra transportului rutier. Am avut și eu de adresat întrebări. Trebuie să spun că răspunsul comisiei a fost clar. L-am transmis de altfel printr-o scrisoare ministrului transportului. S-a spus foarte clar, banii se dau de la Uniunea Europeană pentru infrastructură după formula, utilizați banii sau vi-i luăm. Ei, dacă se utilizează această formulă, România este acum când vorbim perdantă. De ce? Am citit cu atenție raportul Curții de Conturi a Uniunii Europene, în care curtea a analizat modul de utilizare a fondurilor europene pe domeniul transportului. Și România se află între statele nominalizate acolo pe utilizare ineficientă, pe întârzieri și mai ales pe motive care țin clar de nivel național. În raportul Curții de Conturi este exemplificat cum România nu a utilizat banii pentru autostrada A1 și mai ales specifică auditorii Curții de Conturi, de ce? Și trebuie să recunosc că eu am auzit pentru prima dată aceste lucruri, am ținut să le transmit ministrului transportului, să vedem ce are de gând să schimbe. Curtea de Conturi spune acolo, România a întârziat autostrada 1, primul termen a fost depășit, riscăm să depășim și al doilea termen și, după formula anunțată, vom pierde banii, pentru că există o birocrație excesivă și se explică Curtea de Conturi că în România, la autostrada A1, care e de circa 500 de kilometri, se cere autorizație de construcție la fiecare 7 kilometri, atenție, la fiecare 7 kilometri și o autorizație de mediu la fiecare 27 de kilometri. Așadar, dacă împărțim 500 și ceva de kilometri la 7, observăm că trebuie să se obțină N autorizații de construcții. Curtea de Conturi n-a înțeles de ce. Evident, Uniunea Europeană doar constată. Interesul trebuie să fie național și de aceea am adresat în urma discuțiilor o scrisoare ministrului transportului săptămâna trecută în care am solicitat în mod transparent să spună public care este strategia pe transport, strategia națională, care ar putea să conducă nu numai la terminarea autostrăzii A1, pentru că în rețeaua TNT noi avem mai multe coridoare, suntem prevăzuți în mai multe coridoare, dar strategia națională pe transport și cum poate să nu piardă banii dacă Comisia a anunțat foarte clar că folosește formula utilizați banii sau vi-i iau. Sunt curioasă dacă domnul ministru, nu pentru mine, ci pentru noi toți, că așa se lucrează într-un sistem democratic, în mod transparent, ne anunță care este strategia și mai ales, nu numai ne anunță, depune proiectele necesare, simplifică birocrația, încât să nu pierdem banii și să reușim în sfârșit să ne conectăm și noi la rețeaua TNT.